Ia că încă după 400 de 2 ani de zile, poate și mai bine, din cauza pandemiei de coronavirus, nu am putut să ne desfășurăm activitățile cultural-artistice așa cum am fi dorit, adică față în față. Am apelat la online, în salutul. Acum, iată că într-o zi, zice mai destul de frumoasă, ne vedem, ne revedem, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, o instituție publică de cultură ce își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, organizează de ceva vreme un parteneriat cu primăriile, consiliile locale, școlile, asociațiile culturale, fundațiile culturale, o serie de evenimente cultural-artistice întregite într-un program pe care noi l-am intitulat generic Conexiuni Culturale. El se desfășoară lunar în localitățile județului Bacău, pe bază de parteneriate. Și iată că acum a venit rândul, în sfârșit, după atâta timp, comunei dumneavoastră, să ne revedem. Aici avem colaboratori de cinste și totodată există și o clasă externă, de câte știu, a Școlii Populare de Artă din Bacău. Avem aici pe doamna directoare a Școlii Populare de Artă, doamna Olguța Pâțu. Continuăm cu prezentările. Conferențiar universitar Dr. Ioan Dănilă. Doamna etnografă Feodosia Rotaru. Și cel care ne filmează, domnul Amedeo Spătaru. Invitați de la televiziunea Exclusiv TV. Eu zic să începem, am fi dorit să desfășurăm această acțiune mai devreme, dar a fost o lună plină de evenimente, mai să zic așa, religioase, Paștele Catolic, Paștele Ortodox, sporire la Catolici, sporire la Ortodoxi. Nu am găsit o zi potrivită pentru așa ceva, am găsit-o acum, numai că găsind-o acum, s-au adunat mai multe evenimente pe care noi le-am strâns astăzi și pe care vrem să le prezentăm. De obicei, ne desfășurăm activitatea pe baza unui calendar cultural. În luna respectivă, când noi ne desfășurăm activitatea, omagiem scriitorii, poeții, pictorii, oameni de cultură, care fie s-au născut, fie au decedat cu ani și ani în urmă. Luna aceasta este o lună plină și vom discuta, vom vorbi puțin, câte puțin despre fiecare, pentru că, cum v-am spus, sunt foarte multe, s-au adunat multe evenimente. Vom vorbi despre Calistrat Hogaș, despre Camil Petrescu, despre pictorul Nicolae Donița, Emil Cioran, Veronica Mitre și Mihai Eminescu. Avem și o prezentare și o donare de carte, cele mai bune teme de cercetare pe care instituția noastră le realizează, văd lumina tiparului, bineînțeles cu contribuția financiară a Consiliului Județean Bacău și, având în vedere că de 2 ani nu am mai fost la dumneavoastră, vom dona și două din cărțile apărute între timp, e vorba de 10 ianuarie și Arta Aerodromană, dar despre toate acestea la momentul potrivit. Am să-l invit pe domnul profesor Ioan Dănilă să înceapă. Hristos a înviat, vă spun și eu. Și, într-adevăr, voi începe cu începuturi. Pentru că, înainte de toate, trebuie să vă reamintesc că încă suntem în luna aprilie, da? În ultima zi din aprilie. Pe 23 aprilie este și ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, dar este și
Ziua cărții și ziua bibliotecarului, așa că ne vom raporta la carte, la cartea frumoasă pe care a zis-o oricele Condeier, așa cum îi spunea Dora Ghizi, dar și la ceea ce înseamnă cartea de istorie. În partea a doua vă voi vorbi despre istoria, nu vă speriați, nu istoria totală a românilor, a Europei, ci despre istoria Anglișului. Vă voi spune câteva lucruri din partea voastră, să vă intereseze. Și, cum spuneam, este conform afișului, am avut pe 23 aprilie Ziua Internațională a Cărții. Sigur, au fost acțiuni specifice atunci. Noi acum am programat-o pe aceasta. Și, așa cum spunea domnul director Florin Sărcescu, este o acțiune lunară, realizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Cu nerăbdare știu că veți aștepta momentul artistic, momentul artistic din final. Cum spuneam, nu vă rețin atenția decât cu câteva nume și o vorbă măcar pentru fiecare în parte despre acești scriitori care sunt legați biografic de luna aprilie. E vorba de cei care s-au născut, cum spuneam, în luna aprilie, e vorba de Carisat Pocaș, e vorba de Emil Cioran, e vorba de Camil Petrescu. Camil Petrescu, ca să vă spun așa un detaliu, este legat biografic de județul Bacău, mai bine zis de zona Oituzului, a avut parte în viața lui de un asemenea moment acolo, legat de Primul Război Mondial. Apoi despre Măgrat să-i enunț, pe, cum spuneam, pe Veronica Mică și pe Mihai Eminescu. Nu se pot disocia cele două nume, sunt aproape unul și același. Veronica Mică, știți foarte bine, măcar cu primul rând că a fost prietena iubita lui Mihai Eminescu, o iubită completă, aș zice, pentru că datorită ei, lirica românească s-a împroprietărit cu cea mai frumoasă poezie de dragoste. Aș vrea să vă aduc în atenție o vorbă a Veronicăi Micle, pentru că despre ea se scrie în continuare și iată, se scriu cărți. Am aici o carte apărută anul acesta la editura AXA de la Botoșani, Veronica Micle, muza lui Mihai Eminescu. N-am să vă citesc, știți foarte bine, n-am să vă citesc decât o vorbă a ei care ne va pune pe gânduri. Atenție! Când în scris cea mai frumoasă pagină, când ai scris cea mai frumoasă pagină în cartea vieții tale, soarta cu veșnica ei ironie, varsă cerneala peste foile ce urmează. Da, Veronica Mică. Despre Mihai Eminescu, trebuie să vă spun iarăși un lucru, nu cel pe care l-a vrut de pe internet, pe care îl știm și din școală. Vreau să vă spun că ieri, deci 29 aprilie, în anul 1876, la 29 aprilie, Mihai Eminescu a vizitat, în calitate de revizor școlar, localitatea Lipova, e precis satul Valea Hogii, din județul Bacău, pe care a vizitat-o deci, și s-a arătat mulțumit în linii mari de prestația învățătorului, numai că i-a făcut următoarea recomandare. Să fie mai strict la note 1 și o recomandare pentru toată posteritatea, pentru noi cei de astăzi, care sună astfel. Atenție! Gramatica, spunea Mihai Eminescu, trebuiește, așa se spunea pe atunci, trebuiește, repet, gramatica trebuiește învățată nu pe de rost, ci prin dese exerciții orale și în scris. Mihai Eminescu, Lipova, 29 aprilie 1876. Este singura localitate de pe raza județului Bacău pe unde a trecut Mihai Eminescu. Cred că aici vom face o sincopă așa, o acordare, pentru că
despre partea artistică, e vorba de, pictorii mari ai noștri. Vă vor vorbi doamna profesoară Folgăția Rotaru și doamna Carmen Voisei, după care voi reveni, cum am promis, despre Agăș ceva. Vă. Doamna Teodosia Rotaru, renovatul nostru de specialitate, ne va spune câteva cuvinte despre Nicolae Tronița. Era născut în anul 1886 la Bârlad, într-o zi de 13 aprilie. A făcut studii de studii primare și studii liceale în orașul Bârlad, după care a început studiul la Academia de Bele Arte de la Iași. Studii pe care le-a început în anul 1902 și le-a abandonat în anul 1907, întrucât în urma participării la o grevă studențească urma să fie exmatriculat. Și atunci a preferat să părăsească el aceste studii. A plecat în Germania, la München, s-a înscris acolo la Academia de Arte din München, pe care a studiat o perioadă cu unul din cei mai importanți pictori germani, unde a învățat în special desen. A urmat apoi câteva călătorii în Italia și în Franța. Franța, de altfel, a locuit timp de 2 ani și a lucrat foarte mult în perioada respectivă. Apoi, în 1907, s-a întors în țară și a renunțat firul studiilor la Academia din Iași, reușind să obțină diplomă de absolvire. A participat în calitate de ofițer la primul război mondial, dar participarea sa a fost scurtă durată, pentru că face parte din ofițerii și soldații care au fost luați prizonieri în urma bătăliei de la Târgu Paia din vara lui 1916. Stă 2 ani prizonier în Bulgaria, perioada în care lucrează și chiar reușește să facă portrete ale oamenilor din zonă și să câștige, bineînțeles, o grămadă de bani. După război, începe să lucreze mai mult în artoare, dar scrie și foarte mult. Era și un talentat scriitor, un talentat critic de artă, colaborând la foarte multe reviste care de profil din țară, publica și cronici teatrale și cronici de artă, a făcut și traduceri din limba franceză, în special din Baudelaire. Deci a fost o personalitate complexă. De altfel, în perioada anilor 1930 era deja catalogat ca fiind cel mai important pictor român. Din punct de vedere stilistic, opera lui se încadrează în mai multe stiluri. Deci a abordat atât impresionismul, cât și post-impresionismul și mai apoi expresionismul. Trebuie spus că viața lui Nicolae Tronița se conturează într-un fel de paradox. De ce? A lucrat foarte mult, a vândut aproape tot ce a lucrat și cu toate acestea a avut o viață destul de grea. Nu a avut niciodată propriul său atelier. A avut o familie oarecum numeroasă, 3 copii,
dar la un moment dat a trebuit să aibă grijă și de copiii surorilor sale care rămăsese rădărâne. Astfel încât situația lui materială nu a fost niciodată prea bună. Și de ce spun că viața lui a fost un paradox? Faptul că toată viața s-a plâns de lipsa banilor, a avut grijă lor și în momentul actual lucrările lui Nicolae Tonița sunt cele mai bine portate lucrări și vândute la sume foarte mari la casele de licitații din țara noastră. Astfel, exemplul cel mai elocvent este cel al unei lucrări care se cheamă Mândria ta, care în anul 2011 a fost adjudecată cu suma de 290.000 de euro la una din licitațiile din București. A murit în anul 1940, fiind bolnav de scleroză cerebrală, o boală care s-a declanșat încă din 1938. De altfel, din 1937 era rectorul Academiei de Arte de la Iași, dar starea sănătății l-a împiedicat să meargă, nu știu, prea mult în această direcție, dat fiind boala care se declanșase deja. Am spus că a murit în februarie 1940 și opera sa a cuprins foarte multe, să spunem, o vastă paletă. A pictat peisaje, a pictat portrete, în special portrete de copii. De altfel, este cunoscut în literatura de specialitate ca pictorul copiilor și avea un mod foarte special de a zugrăvi ochii copiilor doar cu o pată de culoare rotundă, de formă rotundă și de culoare neagră, peste care uneori mai adânca puțin alb sau puțin albastru, în funcție de starea sufletească a copilului pe care urma să o este unul din pictorii care a lucrat foarte mult peisaje de la Marea Neagră, special de la Mangalia și de la Techirbion, dar și de pe teritoriul de astăzi al Bulgariei. Este vorba de Palcic, o localitate unde românii noștri merg mult în ultimul timp la plajă. Este situată pe coasta de Argint. Este o localitate foarte frumoasă, unde Regina Maria a construit un castel și unde pictori și scriitori de români au fost foarte des în tabere. Unii dintre ei chiar și-au construit case acolo în perioada interbelică. Era o atmosferă, să spunem, foarte calmă acolo la Balci și locuiau foarte mulți turci și tătari pe care pe mulți dintre ei i-a și pictat. La un moment dat spune cu umor că la Balcic singurii care muncesc sunt pictorii și măgarii. Pentru că turcii și tătarii aveau un măgăruș și aceea de povară de care îi foloseau. Cam asta ar fi de spus în linii principale despre acest pictor important, v-am spus din perioada interbelică, care a fost apreciat în epocă, este apreciat foarte mult și în ziua de astăzi. Păcat că s-a stins destul de repede, doar la 54 de ani, și n-a apucat poate să vadă suficientă valorificată opera pe care a creat-o. De altfel era și foarte exigent. Multe din lucrările care nu-i plăceau cum au ieșit, le distrugea. Astfel încât putem spune că exigența este cea care l-a caracterizat în toată viața sa. După cum v-am spus, cele mai bune teme de cercetare văd lumina tiparului și domnul profesor Ioan Dănilă va veni din nou la microfon să vă prezinte o carte pe care a îngrijit-o
a fost posibilă apariția ei datorită contribuției domniei sale, se cheamă Decenii Ianuarie. De ce Decenii Ianuarie? Îl las să vă spun. Da, primiți, că e o combinație între cele două luni de iarnă, decembrie, ianuarie. E o creație lexicală așa ad hoc. E vorba de o panorama celor de iarnă, e vorba de o antologie de texte culese de Casa Județului Bacău, în numele unui parteneriat între Universitatea Vasile Alexandrii, Facultatea de Litere și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Lucrarea este prima parte, vor fi și altele. Așadar, sunt isopove ușoare, colinde și interesant este că am explicat pe ultima copertă aici că, de fapt, cartea realizează o corecție la o situație nedorită și anume în anii 1980 a apărut o lucrare cu astfel de producții folclorice la nivel național, de care lipsea județul Bacău. S-a întâmplat ceva atunci. Așa încât această carte sublinește această lipsă și, cum spun, va continua. Am să vă rețin atenția cu prezența comunei Agăș. Aici este și comuna Agăș, mai bine zis satul Preluci. E un colind, foarte cunoscut dumneavoastră, pe Cărarea Șerpuită. Vă spune ceva titlul? Nu, bine. Este culeasă de la Anica Cadău, de 65 de ani, în anul 2011 avea 65 de ani, din satul Preluci, comuna Agăș, și colegător este Felicia Livia Cadău. Ascultați textul. El se cântă de fapt. Pe cărarea șerpuită, cu argint împietruită, vin cântând de zori cete de colindători și ne aduce bucurie de pesate și câmpie. Și dreptatea-i lucru sfânt să avem pe acest pământ. Acesta este tot textul care face să fie prezentă comuna Lagă și în această culegere. Sigur, dacă aveți propuneri pentru următoarele ediții, alte producții decât aceasta, vă așteptăm cu drag și le vom așeza în carte. În afară de aceasta, probabil că acum este momentul cel mai potrivit să spun să mi-am chit promisiunea legată de comuna Agăș. E o obișnuință la mine, oriunde merg, mă interesez cu câteva zile înainte despre locul respectiv. Am cercetat cam tot, zic eu, adică Enciclopedia Văii Trotușului, Enciclopedia Județului Bacău, Tezaurul Toponimic al României Moldova, al Academiei Române, Bacăul Literar al lui Eugen Budău și alte lucrări de sinteză despre spiritualitatea băcăoană. M-a interesat doar cu mâna Agăș. Și am găsit, în primul rând, am găsit undeva două greșeli pe care, dacă dați de ele, sigur le veți îndrepta. În una dintre cărțile acestea se menționează că aici, în comuna Agăș, s-a născut Constantin Mintea Sandu. Ori nu e vorba de Mintea, ci de Milea, un sculptor născut în 1955 și domnul Florin Rață m-a ajutat să aflu exact de la primărie, chiar data nașterii mele, insul de stare civilă. Așadar, un sculptor, îi repet numele, Sandu Milea, Constantin Sandu Milea, Milea Sandu, sculptor născut la Magăș. Apoi e vorba de Angela Salahoru, un artist plastic născută doamna Angela Salahoru, tot în comuna Lacăș. Apoi e vorba de un mare actor al scenei românești,
E vorba de Matei Alexandru, născut în satul Oioasa, exact unde ne aflăm noi. Și bine ar fi, am văzut firma Căminului Cultural, aș face propunerea ca această instituție să poarte numele lui Matei Alexandru, unul dintre marii actori ai noștri, la Teatrul Național din București a fost actor, deci Matei Alexandru. Apoi, tot legat de oamenii de varză ai locului, probabil că puțin se știe, nu știu unde am putea găsi mai multe date, merită făcut o cercetare de către cineva, e vorba de faptul că aici, în satul Oioasa, a fost o vreme învățător Nicu Enea, pictorul Nicu Enea, născut la Valea Arii Măgirești, aici lângă Moinești, dar a fost învățător în satul Oioasa. Mă gândesc la bunicii dumneavoastră, dacă întrebați, posibil să știe ceva, poate de la părinții lor. De aceea voi dona bibliotecii comunale revista Plumb, o reviste care apar la Bacă. E vorba de revista Plumb, filialii Bacă al unui scriitorilor, unde chiar pe copertă se află un tablou de Nicu Enea, cană cu flori de câmp. Deci cană cu flori de câmp de Nicu Enea. Nicu Enea, repet, învățător la Oioasa, aici la dumneavoastră. Și de asemenea, a doua revistă care apare la Bacău și care e ceva mai veche, de fapt, e revista Ateneu, care a apărut în 1925, revista se pregătește să-și serveze centenarul, acuși, întemeiată de Grigore Cavacaru și George Bacovia. Am ales acest moment pentru că aici este publicat un interviu cu Victor Dugnea, de la Institutul de Filologie Română al Academiei Române de la Iași, în care demonstrează documente că Vasile Alexandru s-a născut la 14 iunie 1818 în Bacău și nu la 21 iulie 1521, cum spun aproape toate istoriile literare. Și pentru mai multă putere de convingere, voi dona și această carte, Alexandri, din nou acasă, în care e vorba tocmai de această prezență a lui Vasile Alexandri pe raza județului Bacău. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Și a doua temă de cercetare care a văzut lumina chiparului, Arta naivă băcăvană. Am să vă rog din nou pe doamna Vreodosia Rătaru și apoi pe doamna Orguza Pățu, care sunt și autoare în aceste cărți, să spună doar câteva cuvinte despre această carte și Arta naivă băcăvană și 10 ianuarie vor fi donate către biblioteca din a venit ca profesor la Școala Populară de Artă
doctorul Ilie Boca, a început să se formeze și la Bacău cu un nucleu de artiști naivi, artiști care profesează și în prezent. Este vorba, de fapt, despre oameni care au diferite alte profesii și care, în timpul liber, pictează, așa cum, să spunem, le dictează lor conștiința și cunoștințele lor în materie de artă. Dintre pictorii înainte Băcăoane, aș aminti doar două nume, pentru că numele sunt multe, sunt 40-50 de pictori băcăoani, dar doi s-au remarcat în decursul deceniilor în mod deosebit. Sunt oameni în vârstă care trăiesc și în prezent. Este vorba de doamna Catinca Popescu și de domnul Ioan Măric, care au reprezentat și reprezintă în continuare județul nostru cu multă mândrie, atât la expoziții care se organizează în țară, cât și la expoziții care au fost organizate cu diferite ocazii în străinătate. Deci, noi am considerat, dat fiind meritele pe care le au acești artiști băcăoani, că pictura naivă băcăoană a meritat să fie consemnată într-o lucrare de sine stătătoare. Și așa a apărut această carte, acum 2 ani, pe care noi am lansat-o anul trecut cu ocazia celei de-a 30-a ediții a expoziției naționale de artă naivă, care se organizează la Bacău. Vă mulțumesc! Bună ziua și Hristos a înviat! În primul rând vreau să-i felicit pe elevii Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, cei care sunt la Nasul Populare, pentru că au fost prezenți la spectacolul nostru primăvara, bine vine primăvara, la Bucuș. Îmi cer scuze că am uitat să aduc diplomele, dar prima ocazie le ofer. Să vorbesc în continuare despre arta naivă. Am făcut cercetări și mai mult de 27 de pictori naivi, nu am trecut în această carte. Nu a fost ușor toată pregătirea. Să știți că tot greu a fost mai mult de doamna Florusia Rotaru, un om deosebit, și era tot interesul să apară și să fie cât mai explicită acest volum. Mulțumim și domnului director al Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale pentru că a facilitat, a reușit să ne onoreze să putem scoate la tipar această carte. Ea nu va rămâne doar atât, ea va continua pentru că sperăm să mai găsim și alți artiști naivi. Având în vedere că în luna iulie întotdeauna organizăm școala de vară, sunt toate cursurile care se fac la noi, se vor face școala de vară gratuit, ceea ce ne-ar onora dacă ați venit cu prezența, indiferent de ce vârstă aveți. Reușim să găsim din nou discuturile sau să putem să dezvoltăm acea latură artistică a copilului sau a adultului, pentru că, într-adevăr, la noi e un curent deosebit. Școala Populară de Artă, să știți că, într-adevăr, are o prezență bine. Și mulțumesc tuturor celor care se implică în această activitate. Mulțumesc și domnului primar și doamnei profesoare. Domnul Vice, nu? Poate vă veți fi primar de asta. Mulțumesc foarte mult pentru că, într-adevăr, aici, la Ureasa, sau la altă știință, păstrați flacăra vie a culturii tradiționale. Și noi ne bucurăm pentru asta, pentru că, dacă nu am păstrat, ne pierdem identitatea. Eu vă mulțumesc că m-ați suportat și vă doresc o primăvară frumoasă, sănătoasă și pace. Da.
Înainte de a trece la programul artistic, dacă domnul viceprimar, prezent aici, vrea că dorește câteva cuvinte, vă rog. Mulțumesc că v-ați făcut la lume și la apă și v-ați zis acest parte mediat cu primăria și Consiliul Local apă. Mulțumesc domnului profesor Benzac pentru frumoasă prezentare, cu și Diane. Vreau să vă spun că domnul profesor a fost profesorul soției mele în liceu. De română. Da, doar în liceu și la facultate. Mulțumesc și părinților pentru implicarea la acest eveniment și sper să ne mai onorați cu asemenea programe și asemenea doamne de carte. Mulțumesc frumos! Doamna Rață, Ecaterina, care coordonează acest grup folcloric, îi spunem noi, Mugurașii. Sunt foarte mulți mugurași și de asta e bine să-i spunem că sunt mugurași la Săucești, sunt mugurași la Mănăstirea Cașin și mai sunt mugurași. Eu așa zic, mugurașii Agășeni, ca să eu să vească de ceilalți mugurași. O să strângem cărțile, vă dau microfonul și prezentați programul artistic. Aș dori foarte mult să spun pentru părinții pe care poate văd dintre primele dăți la acest eveniment că ansamblul Mugurașii Agășeni acum numără de 60 de membri. Știu că cei mai așteptați sunt cei mai mici mugurași, pentru că ei își fac debutul pe scenă în domeniul cultural. Să știți că nu este ușor, este o muncă susținută de aproape 2 ani cu acești mici copilași și sper să aveți răbdare cu ei. Avem un grup vocal în care copiii sau vocile modelate de doamna Maria Tătaru. Avem suita de dansuri, care poate nu va ieși chiar la nivelul așteptat, dar să știți că nu este ușor deloc să lucrez cu copii de asemenea vârstă. Și de asemenea avem un prim solist al grupului Lici de Mugurași, la Benteni, sa estimaie, care își încălzește vocea și o modelează împreună cu Roberta Rață, elevă în anul terminal al Liceului de Arte George Apostu. Și un debut și pentru ei. De asemenea, pot să vă spun că avem și instrumentiști în ansamblul nostru, îl avem pe Edi Vulga, care astăzi o să ne cânte un mic colaj la acordeon, eu știe să cânte la mai multe instrumente, și de asemenea dansatorii din suita mare. Suntem bucuroși că ne sunteți alături și vreau să știți că fără sprijinul părinților și fără comunitatea alături de noi, fără primărie, nu putem să derulăm aceste proiecte. De asemenea, știți că noi am reușit să finalizăm un proiect de fonduri europene, avem sonorizare, avem instrumente și poate viitor reușim să aducem un profesor să facem o clasă, o fanfară în care să avem copiii noștri. Știți că nu suntem doar cu copii din Comuna Agășeni, ci modelăm și inițiem și ajutăm copiii de pe toată Valea Totușului. Copiii la noi nu au culoare, nu au nume de familie, au doar prenume și dorința de a munci. Pentru mine, toți au același loc în sufletul meu. Vă mulțumesc, sper să ne fiți alături și vreau să vă spun, mai ales pentru cei mici, abia este începutul. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, amin.
atât dumneavoastră, cât și intervenților celor care și-au adus concursul la realizarea acestei manifestări cultural-artistice intitulată generic Conexiuni Culturale. Vă dorim multă sănătate, un weekend plăcut în continuare și să ne revedem sănătoși. La revedere! Mulțumim foarte mult pentru prezență și vă așteptăm. Și vouă vă mulțumesc!